te rugăm să rămâi, pentru că urmează... Da, să rămâi alături rămâi, de noi. Rămâi direct pe scenă alături pentru de noi, pentru că o să urmeze o parte foarte frumoasă de socializare. Întrebări și răspunsuri. Acum? 15 acum, minute, acum, acum. Bine, și hai. Invităm alături de noi și pe ceilalți speakeri. Da, plus... ni se alătură, da, și Stelian Bogdan, și Alina Ștefan, și Claudiu Ilian. De asemenea, mă bucur să o pot invita alături de noi pe Diana Stoicescu. Diana Stoicescu este coach profesionist, un regular al conferinței Great People Insights. A fost pregătită de Andrew Knightley, care este fondatorul Center for Executive Coaching din Florida și formează la rândul ei coach profesioniști aici în România. Până să pornim discuția încă, da, chiar pasă înapoi la tine. Chiar vă încurajăm să fiți activi, să vă extrageți informația de care aveți nevoie de la speakerii noștri, să puneți întrebări, dar sunt convinsă că vă este dor de dorul. Până se fac ei comozi. Asta este din nou un pas către voi, nu? Nu mai vrea nimeni să stea lângă noi. Da, spuneam că sunt convinsă că vă este dor de Doru. Nu l-ați văzut de mult, așa că îl invit alături de noi pe Doru, cu o misiune specială, tare frumoasă. Dar las pe el să o dezvăluie. Misiune specială. Microfon nu mai avem. Avem. Uite aici un microfon, Doru. Eu am venit din altă parte. Gata. Știți că noi în fiecare an încercăm să vă sensibilizăm, arătându-vă proiecte frumoase care deja se desfășoară, care deja au rezultate și spre care vă puteți îndrepta atenția. De asta... astăzi vreau să vă prezint un proiect extraordinar făcut lângă București, despre care eu n-aș vrea să vorbesc, că nu m-aș mai opri, că e foarte frumos, îmi place extrem de mult. Din acest motiv vreau să o invit pe Alexandra alături de mine, reprezentanta, sau ca să spunem, cea care a dezvoltat Senzoria. Alexandra Bălșanu. Grația Senzoria. Și să vă povestească ea câteva minute despre Senzoria, ce se întâmplă acolo. Și apoi o să vă povestesc eu cum veți avea acces la premii. Sau vă zic acum, sau vă zic mai târziu. Vă zic acum, da? De, nu mai aveți răbdare. Na, că nu vă zic acum. De, vă zic acum. Unii aveți bilețele pe care scrie câștigător. O să aflați după prezentarea Alexandrei când le puteți lua. Cei care vreți să vă măriți șansele... că toți ați tras câte un bilețel, vă duceți frumos, avem un bol plin de bilețele, luați câte vreți, înmulțiți cu 10, îi depune cuța pentru... No. Exact când vorbeam de bani, mi-a stat microfonul. Oare de ce mi se întâmplă des chestia asta? Deci luați frumos, înmulțiți cu 10, puneți bănuții în bol, care acei bănuți o să ducă direct către Senzoria. Luați 10 bilete, poate plecați cu 10 premii, poate plecați cu 1. Cu siguranță, șansele sunt de 50%. 50%. Cât ghinion poți să ai în viață să iei 10 bilete și să-i toate să fie mai trage unul. Succes, Alexandra! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Sunt foarte fericită să fiu aici. Doru, mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vorbi despre Senzoria și de a vă arăta centrul nostru și ce lucruri minunate facem acolo. O să vă invit să facem împreună, la început, un mic exercițiu de imaginație. Închideți ochii. Respirați adânc. Eliberați-vă gândurile. Și relaxați-vă. Sunteți în mijlocul naturii, departe de agitația urbană. Simțiți adierea vântului. Razele soarelui vă mângâie ușor. Simțiți răcoarea dimineții. Aceasta este senzația. Aceasta este Senzoria. Locul tău de energizare, de reconectare cu natura,
experimentează starea de bine prin vibrații senzoriale. Acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem celor care cred și care simt în nevoia de a se reconecta, de a se deconecta și de a oferi celor mai puțin norocoși oportunitatea de mai departe să fie și să se integreze în viață și în mediul social. De aici s-a născut Senzoria. În 2020 am scris un proiect care s-a concretizat în 2021. Și anume, de la nevoia socială a noastră, a tuturor, de a ne integra cu succes în viața personală, în viața profesională, în viața familială. Viziunea noastră este de a fi un promotor al sănătății mentale și al stării de bine. Și astfel, misiunea noastră socială este de a oferi servicii de calitate pentru copii, pentru adulți, terapie, terapii senzoriale, consiliere, dezvoltare personală, coaching, cu un obiectiv ambițios pentru noi, 1000 de ore de terapie anual, gratuit, pentru cei din comunitățile defavorizate, pentru cei care nu au posibilitatea să acceadă la astfel de servicii. Toate activitățile pe care le facem în Senzoria au ca scop să creăm posibilități financiare și să se transforme acești bani în ore de terapie pentru copii. Comunitatea din Dâmbovița și din Ilfov este o comunitate care nu are acces atât de ușor ca cei din București sau din orașele mari la cabinete de terapie și la centre de activități. Există la București, unde poți să mergi să faci terapie, există la Târgoviște. Este o distanță foarte mare. Avem părinți care înainte își duceau copiii la București în fiecare zi, cel puțin 2 ore de terapie și era un drum de 40 de minute, o oră, pe care acum nu mai este nevoie să-l facă. Copiii aceștia vin în fiecare zi la noi în centru și au programe integrate de terapie. Ei nu mai aleargă dintr-o clinică în alta în care să facă logopedie, în altă parte să facă integrare senzorială în cameră senzorială și în altă parte să facă consiliere terapeutică. De ce am ales această idee? Totul a pornit de la faptul că în România nu există un centru care să aibă integrat cabinete, cameră senzorială în interior și un spațiu mare în exterior, grădină, în care să poți să experimentezi, atunci când vremea îți permite, terapiile senzoriale. Știe cineva câte simțuri avem? 5? Altcineva? 6? Altcineva? 7? Ok? Nu, 8. Acestea sunt cele 8 simțuri. Cele 5 clasice pe care le cunoaștem cu toții: văz, auz, miros, gust, simțul tactil. Și în plus, cele 3 simțuri, să zicem, despre care nu am auzit foarte des sau cu care nu suntem foarte obișnuiți să ne gândim așa la ele ca și simțuri. Este vorba de simțul vestibular și proprioceptiv, care ne ajută cu echilibrul și cu mișcarea, și este vorba de simțul interoceptiv, care are legătură cu senzațiile. Senzația de foame, senzația de sete. Știți, atunci când gătim, câte simțuri folosim dintre acestea? Toate. Așa este. Toate simțurile le folosim în momentul în care gătim. Facem activități în centru în care folosim toate simțurile sau doar o parte din aceste simțuri.
La ce ne ajută? În primul rând, ne adresăm copiilor și adulților cu probleme, pentru care terapia senzorială integrată este foarte folositoare, pentru că oamenii se integrează în mediul exterior, grădina îi ajută să poată să meargă la magazin, să poată să meargă la școală, să poată să iasă în parc împreună cu copii sau cu adulți, cu semenii lor. Iar pentru noi toți ceilalți, în momentul în care experimentăm senzațiile, în momentul în care ne reconectăm cu sinele, ne scade stresul, anxietatea, depresia, trăim o stare de bine, ne ajută să scădem adicțiile, adicția de tehnologie și ne ajută cu procesul de învățare. Pe copii, pentru copii, îi ajută foarte mult, le facilitează, îi ajută să asimileze emoții și comportamente sănătoase. Cam așa arată grădina noastră. Avem 9 zone. La final o să vă arăt un filmuleț cu grădina. Este vorba de alea senzorială, grădina sunetelor, cuiburi, grădina plantelor aromatice, grădina zen, grădina de activități, cortul yoga, cortul în care facem cortul indian, cortul yoga și partea de relaxare, zona de relaxare. Ce facem la senzoria? În afară de consiliere și psihoterapie. Anul trecut, de când ne-am deschis, am avut peste 600 de copii care au venit în excursii cu școala sau cu părinții în weekend la activitățile pe care le-am organizat. Facem ateliere de grădinărit, ateliere creative, ateliere de dezvoltare personală, de mindfulness, ne jucăm, organizăm evenimente publice și private, ateliere senzoriale în grădina japoneză și anul acesta, de anul acesta închiriem cabinete și zone din grădină pentru coacher, instructor de fitness, de mindfulness, de yoga, terapeuți sau pentru oameni normali care vor să vină să-și facă meditația în grădină. Am înregistrat un tur, avem câteva meditații ghidate care sunt disponibile, câteva momente de yoga, deci o oră dimineața, pentru cine dorește, vă așteptăm la noi în grădină. Alexandra, o să te rugăm să ieși pe loc. Te rog să rămâi alături de noi. Haideți să vedem. Cum ne grăbim noi. Ne grăbim, așa e. Seria de întrebări și răspunsuri. Să vedem, cu cine începem? Din nou, sala are prioritate, dar nu dreptate. Avem și un doritor. Vin eu cu microfonul? Nu. Nu? E în regulă. Okay, perfect. S-a rezolvat. Super, mersi. Bună ziua tuturor! Alexandru Marin, antreprenor și trainer la compania Ability Development. Aș avea o întrebare pentru Cristian Onețiu. De fapt, ar fi două, una mai lungă și una mai scurtă. Prima suna în felul următor. Pentru persoanele care nu au pedigree antreprenorial,
Crezi că o companie poate să reprezinte o școală, o corporație poate să reprezinte o școală de business bună pentru a face tranziția către antreprenoriat apoi? Și a doua, când publici următoarea carte, pe care o știu cu mare, mare drag. Mersi mult! Mulțumesc de întrebare. Cred că fiecare trebuie să învățăm de la ceilalți. Cred, din punctul meu de vedere, cred că și dacă Doru ne aude, poate face un assessment prin care să știm exact fiecare în ce categorie intrăm. Intrăm în care suntem, ce fel de păsări suntem? Suntem vulturi, suntem pelicani, suntem vrăbiuțe? Adică suntem antreprenori, suntem intraprenori, suntem angajați perfect, suntem freelanceri? Și cum ne putem aranja în acest puzzle ca noi să dăm randament fiecare fără să ne judecăm unii pe ceilalți, că pelicanul râde de vrăbiuțe și vrăbiuțele râd de pelican, că are ciocul mare. Dar în realitate fiecare e util și fiecare își aduce contribuția. Deci nu cred că, sincer, nu cred că în mediul corporate poate crea astăzi o școală de antreprenoriat, ci ar trebui să ne împrumutăm reciproc. Cum și antreprenoriatul nu poate să se laude că poate să creeze o structură de management coerentă cu procese și sisteme scalabile. Deci cred că ar trebui să ne întâlnim la mijloc și să avem aceste întâlniri mult mai des și să facem acest transfer de knowledge, să vedem ce este valoros din ambele părți. Iar a doua carte, mă chinui de 3 luni de zile să o verific și e scrisă deja, dar n-am avut, sunt la a doua sau a treia revizuire, se numește Seed Start Scale și reprezintă o călătorie întreagă în tot ecosistemul antreprenorial și mai ales focus mult pe dificultățile, oportunitățile și sursele de finanțare, pentru că ne dăm seama cel mai mult că marea problemă a antreprenoriatului este lipsa de acces la resurse pentru a putea angaja oameni foarte buni și foarte valoroși. Și de asta o să insist foarte mult pe aceste metode de atragere de finanțare. Mulțumesc de întrebare, sper că nu a fost prea lung. Vreau să completez eu și de fapt să-i spun lui Cristi că parțial n-are dreptate. Da. Pentru că eu sunt un fost corporatist în care am dat 10 ani, 12 ani de zile în corporație și din care am învățat extrem de multe lucruri pe care ulterior le-am putut aplica în viața antreprenorială. Și tot cât eram corporatist, dar o spun cu mândrie și cu bucurie, am avut două tentative de a fi antreprenor și am căzut nu ca un vultur, ci ca o rață lovită, dar din care am învățat. Deci răspunsul, sunt de acord cu tine. Dar parțial... Sunt însurat de 20 de ani, sunt obișnuit cu asta. Okay, doar că tot spui mai frumos. Doar că tot spui mai frumos. Adică... Alexandra, insist pentru că am văzut că ai dat afirmativ din cap. Dacă vrei să intervii... Da, eu sunt de acord cu Stelian aici. Corporația te ajută foarte mult în organizare, în procedurare, în a vedea... care este targetul la care trebuie să ajungi ca să ai succes. Cristian, ești încolțit. Da, ești luată flacuri. Ce nu-ți dă corporația, nu-ți dă libertate. Cred că suntem în violent agreement. Adică eu am spus mai devreme despre antreprenoriat, că nu poate un angajat să te învețe antreprenoriat, dar te poate învăța foarte mult structură, procesualitate și așa mai departe. Cred că suntem în violent agreement. Dar ne place să fim conflictual că suntem în România. Adică de unde s-ar mai naște controversa? Adică... Alte întrebări? Haideți să vedem. Avem. Bună ziua, domnul Aurelian. Da, un microfon pentru Aurelian. Citezi? Sistelian, bună ziua, nu bună dimineața, bună dimineața. Eu am o întrebare pentru Alina, am ascultat-o un pic mai devreme. Aș vrea să mă spui dacă există vreo restricție pentru numărul de angajați sau targetați o anumită companie pentru implementarea salariului. Mulțumesc pentru întrebare. E una foarte bună. Răspunsul este da și nu, în sensul în care soluția noastră, bineînțeles că va degreva industriile și companiile care se confruntă cel mai des cu problema avansului salarial. Intuitiv putem spune că este zona de blue collar. Însă, din ce ne dăm seama, este că, indiferent de salariul din companie, salariul angajatului, rezolvăm probleme cross-industry, da? Deci de la companii de IT până la companii de producție. Avem companii mici și, când zic mici, mă refer la companii foarte mici, de 5 angajați, și putem deservi companii până la 10.000 de angajați. Ce e frumos aici este că, datorită integrărilor, și aici
aducem blessing-ul pe care l-am și menționat mai devreme că am putut integra cu soluțiile de payroll, efortul de implementare este același. Deci dacă este o companie mică sau una de mii de angajați, din partea noastră efortul este același, mai ales atunci unde compania lucrează cu un software de salarizare. Mulțumesc și eu pentru întrebare. O să mai luăm întrebări din sală, vreau să văd mâinile ridicate, profitați de ocazie. Vreau până atunci, în schimb, să aflu de la Diana Stoicescu, pentru că mă adresez acum coachului. Da? Suntem la Evolving HR. Am auzit despre intraprenor, despre antreprenor, despre spirit, despre ce poate fi educat, despre ce s-a în tine. Unde intervine rolul unui coach? Ce poate el cu adevărat să schimbe și să remodeleze spre excelență, pe acest drum către excelență, mai ales în contextul schimbărilor pe care le trăim acum, din experiența ta și din ce ai trăit tu, mai ales în ultimii 2-3 ani? Din experiența mea, un coach poate fi alături de tine de la începutul călătoriei, de când faci assessment-ul, evaluarea sau stabilești punctul ăla de pornire, până când îți atingi obiectivul. Un coach, eu îl văd mai mult ca un partener de gândire, care e acolo alături de tine, să nu te judece, să nu te eticheteze, apropo de ce spuneai tu, să te accepte așa cum ești și să te ajute să-ți atingi potențialul tău maxim. Asta înseamnă să este un partener care pur și simplu te însoțește în toate etapele procesului de progres, de evoluție, de la punctul A la punctul B. Asta înseamnă că e alături de tine atunci când apar obstacole, când vezi că sunt poate limitări sau credințe sau percepții diferite. Deci e un prieten, dar e mai mult decât un prieten, un partener de gândire, îi spun eu. Nu e o alchimie, coachingului e mai degrabă, până să fie o schimbare, mai degrabă o modelare. Nu te schimbă, nu te face să fii ceea ce nu ești, te ajută să fii mai bun. Da, să-ți fii din ce în ce mai bun, din ce în ce mai performant. Coachingul a pornit din sport, de atleții care erau foarte performanți, aveau succes și vreau să devină din ce în ce mai buni, să obțină rezultate și mai bune. Și își luau un coach, un antrenor românește, care l-ajutau să-și atingă obiectivele și să se întreacă pe sine. La fel, în timp de 27 de ani, de când a apărut această profesie și în România și la nivel internațional, tot acest lucru cu sportivii s-a transferat în zona de business. Și pentru asta s-a creat un proces, că tot vorbeam de proces, s-a format sunt niște competențe, s-a format un cod de etică și s-a născut această nouă profesie care se numește coaching și care te ajută și în zona de business să-ți obții mult mai repede obiectivele, să-ți atingi potențialul tău maxim și, bineînțeles, pe parcursul călătoriei să descoperi ce ți se potrivește, apropo de ce spuneam, în ce categorie ești, ce îți place să faci, unde pot eu să aduc mai multă valoare. Poate că pot să aduc în zona de antreprenoriat sau pot să fiu un intraprenor sau pot să fiu un freelancer. Mă ajută foarte mult un partener de gândire să descoperi ce iese mie cu ușurință și fără efort și unde pot să aduc valoare. Mulțumim, Diana! Erau mâini ridicate. Iată, avem și microfon. Bună dimineața! Numele meu este Luminița Popa și sunt, să zicem așa, o pasăre rară în ce prezenta acolo, pentru că vin din administrația publică și cumva zona asta de antreprenoriat și corporate sunt, din păcate, mai departe de noi. Numai că mi-a plăcut ideea ta, Cristian, și cred că eu știu foarte mulți oameni excelenți în administrația publică. Poate ar trebui să te uiți un pic. Eu vin din Reșița. Acolo avem un exemplu de antreprenor care a schimbat orașul din perspectiva de primar. Așa că văd că se poate și se pot schimba, da. Și împrumuta competențe. Cu siguranță. Întrebarea mea era însă pentru Claudiu, pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea care a răzbătut din prezentarea ta asta, dintr-un business stabil, ani de zile, mi-aduce aminte așa de administrație publică. Cumva mergem pe căi bătătorite, voi ați ajuns să gândiți cumva transformarea nu punctual, ci ca mod de viață.
Și asta mi se pare foarte, foarte important și interesant. Și întrebarea punctuală ar fi dacă în primii ani de transformare, să zicem, nu știu, în primii 3 ani, ați făcut în mod formal. Adică, da, cum zice la carte, să vă puneți obiective, să vă stabiliți indicatori de performanță, să-i monitorizați. Sau pur și simplu a fost nevoia aia de a face schimbarea și apoi lucrurile s-au așezat. Mulțumesc! Da, a fost mai mult spre partea a doua, practic. Ne-am trezit cu un produs, o să profit de faptul că nu e mai aici, o să vă povestesc direct. Ne-am trezit cu un produs pe care nu știam să-l vind. Nu aveam niciun fel de competență, nu știa nimeni în lumea asta. Singura țară sau cea mai avansată țară în comercializarea IQOS era Japonia. Ne-am dat seama imediat în 2 săptămâni că nu suntem japonezi. Nu știu dacă e bine sau rău. Și a trebuit să ne găsim calea noastră. Și atunci au apărut mii de idei testate, cum spuneam, pe genunchi. Și cumva ne-am dat seama că trebuie să vină de la noi treaba asta. Și a fost cumva o competiție internă, cum facem să rezolvăm cazul. Au fost multe idei, nici nu stau să vă povestesc câte au eșuat. Un singur lucru a fost clar, care a fost cumva în avantajul nostru și poate că în alte companii nu s-ar fi întâmplat, pentru că nu au norocul ăsta. Consumatorul și în primii 2 ani sau în partea de început, consumatorul mulțumit a fost cea mai mare sursă de creștere și de a aduce utilizatori noi de IQOS în franciză. Adică un consumator fericit vorbea cu încă 2-3, doamnele au fost ca întotdeauna foarte persuasive și au reușit să ne convertească familii întregi. Și a fost nevoie să ținem consumatorul fericit. Deci n-a venit impus foarte mult din companie. Vrem noi să fim consumer-centric. Ne-am dat seama că fără canalul ăsta nu trăim, nu creștem. Și cumva a fost informal, a fost o acțiune conjugată în fiecare căuta să vină cu aportul lui. Deci n-aș putea să zic că a fost de o parte sau de alta, dar s-a întâmplat. Și s-a întâmplat pentru că am înțeles că trebuie să facem cumva să ținem consumatorul fericit. Nu știu dacă am răspuns exact, dar... Vă mulțumim. Cum întrebări nu mai sunt. Rubrica vă mulțumim de... foarte mult! Întrebări și răspunsuri. Prima rubrică de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult! Tare nerăbdător ai mai fost. Și pentru că am avut-o pe Alexandra alături de noi, vă reamintim că tombola a avut loc. Vă puteți verifica biletele imediat. Păi, să vedem, se pare corect? Cine se simte norocos? Păi da, dar e vina lui Doru, nu a mea. Am înțeles. Corect, așa este. Puteam și... să ne plimbăm cu elicopterul la ora asta. Și apropo, m-a întrebat cineva dacă poate să câștige un zbor cu elicopterul. I-am spus da, dar să-și ia, poate câștigă o umbrelă, că nu se știe dacă merge bine elicopterul sau nu, știi? Și te ajută. De-aia, dacă ții mai multe bilete de alea, ai șanse mai mari să ai și umbrela în elicopter. Oricum plouă astăzi. Elicopterul de la Maurer, da? Să ne lămurim un pic. Și în rest, premii știți voi mai bine decât știu eu. Dar nu uitați, luați-vă tichete ca să vă măriți șansele, da? Și țineți minte că Cristian Onețiu v-a zis un lucru foarte mișto. Era sub slide, îl adaug eu. Dacă vrei să ai noroc în viață, trebuie să ți-l faci. Ca să-ți faci noroc în viață, trebuie să te uiți după el. De regulă el vine așa, știi, ca trenul. Trece, 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 se oprește 3 secunde. Dacă n-ai luat decizia atunci, a trecut. Și după aia nu mai ai voie să spui, eu n-am avut noroc în viață. Așa că, dragilor, nu știu de ce am impresia că vorbește cu noi. Cred că se referă la plimbarea cu elicopterul. Da, nu cred că am avut noroc. Vreți cine umbrele? Se simte norocos să-și verifice biletele? Poate ar trebui să însoțim oricum pe cei care câștigă, doar categoric. Să ne asigurăm că premiul a fost și oferit. Oricum, vreau să știți un lucru. Fiecare bilet are un cod, dar în perecherea s-a făcut cu soft gratuit de pe Google. Deci s-a împerecheat aiurea. Nici măcar noi nu știm
ce înseamnă 321, de exemplu. Apropo de ce spunea Claudiu și cu japonezii, o să vă spun imediat după pauză și bancul cu japonezii și cu românii și cu nemții, așa, pe inginerie, pe human resources, pe recruitment. Da. Cine asigură premiile? Musai. Retro Penstraton, Harmopan, Germli, librăria Libris Steo Iosif, Biologica Cosmetics, Romanian Software, Polipol, Autonom, Niran Perfumes and Cosmetics, Heidi Chocolat, Great People Inside și Maurer Imobiliare, de asemenea și Tuborg. Și mai apelăm la răbdarea dumneavoastră să nominalizăm și partenerii noștri. Foarte important. Parteneri Diamond, Sanopas, Dima Consulting Group, Kiss FM, Philip Morris România, Tuborg. Partenerii Gold, UCMS by Aerobs, Neuer, Autonom, Edenred, Polipol, Salarium, Drillster, Aon, Cibo, Romanian Software, Maurer Imobiliare și Total Soft. Mulțumim și partenerilor Silver, Exim Bank, Heidi Chocolat, Biologica Cosmetics, Target Exclusive Search, Candia, Kirchhoff Automotive România. Și de asemenea partenerilor de networking, ICO, Niran Cosmetics, Magnolia, Librăria Steo Iosif, Almdudler, Germli și Harmopan. Partenerii instituționali, AHK, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană și Camera de Comerț și Industrie Brașov, de asemenea și partenerilor media, care au fost alături de noi, EM360 Group, Grupul Iubim Brașovul, Leaders, Metropola, Rentropen, Straton, Știre Nouă la Pas prin Brașov, Learn and Go, Oameni și Companii, For Career, Prețul Zilei, Monitorul Express și Portal HR. Și de asemenea... Magnolia, pentru flori, sigur. Florările Magnolia. Remarcat. Iar pentru tombolă, intrarea se face pe ușile din stânga pe care tocmai colegii noștri l-au deschis. Da? Nu știu, am impresia că s-au simțit mulți norocoși pentru că au cam părăsit sala înainte. Da. Oricum, les jeux sont faits. Deci o să vedeți acum dacă ați câștigat sau nu, dar de câte spunea Doru, cam toată lumea a câștigat. Ne vedem în 15, maximum 17 minute pentru a doua parte a zilei.